Iubirea și limbile biblice O comparație între limbile ebraică, greacă, aramaică și română Înțelegerea iubirii și a mesajelor de încurajare din Biblie depinde adesea de cunoașterea limbilor originale în care au fost scrise se textele sacre, ebraică, greacă și aramaică. Aceste limbi au nuanțe și conotații care pot adânci înțelegerea noastră asupra conceptelor teologice, iar atunci când comparăm aceste limbi cu româna, Descoperim bogăția și profunzimea cuvintelor care descriu iubirea lui Dumnezeu. Vom explora câteva cuvinte cheie din aceste limbi, analizând cum sunt traduse și cum fiecare limbă adaugă o perspectivă unică asupra mesajului divin. Limba ebraică, ahava, iubirea care unește. În ebraică, cuvântul ahava este folosit pentru a descrie iubirea acest termen nu este doar o expresie a afecțiunii romantice, ci acoperă toate formele de iubire, inclusiv iubirea față de Dumnezeu, față de familie și față de aproapele. Un aspect distinct al Ahavah în cultura ebraică este accentul pus pe acțiune. Iubirea în ebraică este mai puțin despre sentimente și mai mult despre angajament și fapte. De exemplu, Iubirea față de Dumnezeu se manifestă prin ascultare și respectarea poruncilor, ceea ce arată o relație activă și dinamică. Acest tip de iubire este clar ilustrat în viața patriarhilor biblici, precum Avram, care a demonstrat iubire și loialitate față de Dumnezeu prin ascultarea necondiționată, chiar și atunci când i s-a cerut un sacrificiu imens. În mod similar, israeliții sunt chemați să-l iubească pe Dumnezeu nu doar prin cuvinte, ci prin respectarea legii. Limba greacă, agape, iubirea necondiționată. Greaca, limba în care a fost scris Noul Testament, aduce o mare complexitate în ceea ce privește conceptele de iubire. În greacă există mai multe cuvinte pentru iubire, fiecare exprimând o dimensiune diferită a acestui sentiment. Agape este termenul cel mai frecvent folosit în Noul Testament pentru a descrie iubirea divină, necondiționată. Această iubire este altruistă, dăruitoare și nu așteaptă nimic în schimb. Ea este văzută cel mai clar în sacrificiul lui Hristos, care și-a dat viața pentru mântuirea omenirii. În comparație cu alte tipuri de iubire, precum eros, iubirea romantică sau filia, iubirea fraternă, Agape este o iubire care transcende toate barierele. Este iubirea pe care Dumnezeu o are pentru toți oamenii, indiferent de meritele lor. Această iubire ne îndeamnă să ne iubim pe aproapele ca pe noi înșine și să iubim chiar și pe cei care ne urăsc. În limba română, agape este tradus pur și simplu ca iubire, dar adesea contextul religios face clar că este vorba despre iubirea divină. Totuși, greaca adaugă o profunzime prin faptul că face distincția între diferitele tipuri de iubire, lucru care în română nu este întotdeauna evident. Limba aramaică, rachma, iubirea milostivă, Aramaica, limba vorbită de Isus și folosită în anumite părți din Vechiul Testament și Noul Testament, oferă o altă perspectivă asupra iubirii. Un cuvânt important în aramaică este Rakma, care înseamnă iubire milostivă sau compasiune. Acest cuvânt este strâns legat de rakam, care desemnează mila maternă, sugerând o iubire profundă, protectoare și plină de compasiune, asemenea iubirii unei mame pentru copilul ei. Când Isus vorbește despre iubire în aramaică, el accentuează ideea de iubire milostivă și iertătoare. De exemplu, în predica de pe munte, Iisus îndeamnă la milă și compasiune față de toți, chiar și față de dușmani, iar această iubire milostivă este esențială pentru a reflecta iubirea lui Dumnezeu. În acest sens, Aramaica subliniază natura iubirii divine ca fiind plină de milă și compasiune. Această iubire milostivă este poate mai greu de exprimat într-un singur cuvânt în limba română. Unde milă și iubire sunt termeni separați. Totuși, mesajul biblic arată clar că adevărata iubire divină include această dimensiune profundă de milostivire, care iartă și îmbrățișează chiar și pe cei care au greșit. Limba română: iubire și dragoste În limba română, cuvântul iubire este echivalentul cel mai frecvent folosit pentru a traduce conceptele de iubire din Biblie. În funcție de context, iubire poate acoperi toate formele de iubire de la iubirea romantică la cea fraternă și, desigur, la iubirea față de Dumnezeu. Dragoste este un alt termen folosit adesea interschimbabil cu iubire, deși poate avea conotații mai emoționale. Comparativ cu ebraica, greaca sau aramaica, limba română nu face o distinție clară între diferitele tipuri de iubire, ceea ce poate crea uneori confuzie în înțelegerea textelor biblice. Totuși, contextul religios clarifică deseori că iubirea menționată în Biblie este iubirea divină, altruistă și necondiționată. În traducerea Bibliei în română, iubire devine un termen central care încearcă să îmbrățișeze multiplele fațete ale iubirii din limbile originale. Fie că este vorba de iubirea milostivă, de iubirea față de aproapele sau de iubirea divină care se manifestă prin sacrificiu. Compararea iubirii în diverse limbi Ceea ce reiese din compararea acestor limbi este faptul că fiecare aduce o nuanță unică asupra conceptului de iubire. Ebraica ne vorbește despre iubirea activă, demonstrată prin fapte și angajamente. Greaca adaugă o profunzime filosofică, separând iubirea divină de alte tipuri de iubire umană. Aramaica, limba în care a vorbit Isus, accentuează mila și compasiunea, evidențiind caracterul iertător al iubirii. În limba română, Iubirea încearcă să le cuprindă pe toate acestea într-un singur termen, reflectând diversitatea și bogăția iubirii creștine. Fiecare dintre aceste limbi ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă iubirea divină și cum putem trăi această iubire în viața de zi cu zi. Ele ne oferă o imagine completă a iubirii, care nu este doar un sentiment, ci o forță care transformă, vindecă și unește toate lucrurile. Aceasta este o explorare a modului în care limbile biblice ne oferă o înțelegere mai profundă a iubirii divine și cum fiecare limbă adaugă o dimensiune unică la acest concept central al credinței creștine. Iubirea în limbile biblice și povestirile sale. O comparație între ebraică, greacă, aramaică și română. În fiecare dintre limbile Bibliei, iubirea este nu doar un concept emoțional, ci o realitate activă care influențează comportamentul și relațiile dintre oameni, precum și între om și Dumnezeu. întorcându-ne la limbile originale ale Bibliei, ebraică, greacă și aramaică, Descoperim nuanțe și semnificații profunde care ne ajută să înțelegem mai bine acest termen esențial al credinței creștine. Comparând aceste limbi cu limba română, observăm că fiecare are o perspectivă unică asupra iubirii, iar această comparație ne poate ajuta să înțelegem mai bine mesajele biblice. Ebraica, o iubire legată de fapte și legământ. În ebraică, cuvântul ahava este folosit pentru a descrie iubirea iar acest termen nu se referă doar la afecțiune sau simpatie, ci la un angajament activ și conștient față de celălalt. Iubirea, în sensul biblic ebraic, este strâns legată de faptele și acțiunile care exprimă loialitate și devotament față de Dumnezeu și de aproapele. Iubirea față de Dumnezeu, de exemplu, este exprimată prin respectarea poruncilor sale și împlinirea legii sale. Un alt termen esențial în ebraică este chesed, care adaugă o dimensiune specială iubirii, o iubire loială, care adesea este tradusă prin milă sau bunătate. Este o iubire care nu se bazează pe merite, ci pe promisiuni și legământ. se descrie, crie dragostea statornică a lui Dumnezeu față de poporul său, indiferent de infidelitățile acestuia. Aceasta este iubirea pe care o vedem atunci când Dumnezeu iartă repetat Israelul pentru păcatele sale și îi oferă o nouă șansă. Această iubire activă și loială este evidențiată în povestea exodului, când Dumnezeu își eliberează poporul din robia egipteană, nu doar pentru că era milă de suferința lor, ci pentru că el și-a respectat promisiunea față de Avram, Isaac și Iacov. Iubirea, în acest caz, este un act concret de mântuire, bazat pe credincioșie. Greape, iubirea sacrificială. În Noul Testament scris în greacă, conceptul de iubire este exprimat prin mai mulți termeni. Cel mai cunoscut este Agape, care descrie iubirea necondiționată, altruistă, divină. Agape este folosit pentru a descrie iubirea lui Dumnezeu față de oameni, o iubire care nu cere nimic în schimb și care este dispusă să se sacrifice pentru binele celuilalt. Aceasta este iubirea pe care Isus o arată când își dă viața pentru mântuirea omenirii. În comparație cu alte tipuri de iubire, cum ar fi filia, iubirea frățească sau eros, iubirea romantică. Agape este iubirea care depășește toate barierele și condițiile umane. Ea nu este dependentă de reciprocitate și nu se schimbă în funcție de circumstanțe. În acest sens, Agape este cea mai înaltă formă de iubire, reflectând natura lui Dumnezeu și chemându-i pe credincioși să iubească la fel. Povestea bunului samaritean este un exemplu perfect al iubirii Agape. Samariteanul, deși era considerat un outsider de către evrei, a demonstrat compasiune față de un străin aflat în nevoie, fără a aștepta recunoștință sau răsplată. Aceasta este iubirea care vede suferința și răspunde prin acțiuni milostive. Aramaica Rachma, iubirea plină de milă. Aramaica, limba maternă a lui Isus, adaugă o dimensiune specială conceptului de iubire, subliniind aspectul compasiunii și al milei. Cuvântul Rachma descrie o iubire milostivă, o afecțiune care se îndreaptă spre cei care suferă și care are puterea de a vindeca. Aceasta este iubirea care se apropie de cei marginalizați, cei slabi și cei disprețuiți de societate. Isus vorbește despre această iubire atunci când îi învață pe ucenicii săi să iubească pe vrăjmași și să se roage pentru cei care îi persecută. El le arată că iubirea milostivă nu se oprește la cei care ne sunt aproape, ci se extinde la toți, inclusiv la cei care ne fac rău. Aceasta este iubirea care depășește orice barieră și care iartă de fiecare dată. Povestea femeii păcătoase, care vine la Isus și îi spală picioarele cu lacrimile ei, este un exemplu clar al racmă. Isus o primește cu iubire milostivă și o iartă, arătând că nimeni nu este prea departe de iubirea și mila lui Dumnezeu. Aceasta este iubirea care restaurează și vindecă sufletele rănite. Limba română, o sinteză a multiplelor fațete ale iubirii. În limba română, cuvintele iubire și dragoste încearcă să cuprindă toate aceste nuanțe. În contextul biblic, iubirea este folosită pentru a traduce termenii grecești și ebraici care descriu iubirea divină, fraternă, romantică și milostivă. Totuși, româna nu are aceleași distinții semantice ca greaca, astfel că adesea contextul este cel care ne ajută să înțelegem despre ce fel de iubire este vorba. Un alt termen important în limba română, derivat din conceptul de rachma, este milă. Mila, în sensul iubirii compătimitoare, este prezentă în multe pasaje biblice și subliniază faptul că iubirea lui Dumnezeu față de noi este una plină de compasiune, de îndurare și de iertare. Acesta este și tipul de iubire pe care suntem chemați să-l arătăm față de ceilalți. În traducerea românească a Bibliei, Conceptul de iubire capătă o amplitudine largă, de la iubirea romantică și familială, la iubirea sacrificială față de Dumnezeu și față de semeni. Cu toate acestea, nuanțele iubirii biblice, așa cum sunt ele prezente în limbile ebraică, greacă și aramaică, ne ajută să înțelegem mai profund sensul acestui termen fundamental în teologia creștină. Povești biblice de iubire și încurajare Poveștile din Biblie ilustrează adesea iubirea în toate formele ei. De exemplu, povestea lui Ruth ne învață despre iubirea loială și sacrificiul personal. Ruth, o femeie moabită, își pierde soțul și rămâne cu soacra ei, Naomi. În loc să se întoarcă la familia sa, Ruth alege să rămână alături de Naomi și să o ajute. Loialitatea și iubirea sa sunt recompensate când se căsătorește cu Boaz și devine parte din linia genealogică a lui David, și implicit a lui Isus. În Vechiul Testament, Povestea lui Osea este o altă ilustrare profundă a iubirii necondiționate. Osea este chemat să se căsătorească cu o femeie infidelă, pentru a arăta prin viața sa cum Dumnezeu continuă să iubească și să ierte poporul Israel, chiar și atunci când acesta îi este infidel. Aceeași iubire de neclintit o vedem și în Noul Testament, în povestea Apostolului Petru. După ce l-a trădat pe Isus de trei ori, Petru este copleșit de vinovăție, dar Isus îl întâmpină cu iubire și iertare, oferindu-i ocazia de a-și reafirma credința și loialitatea. Versete de încurajare Biblia este plăul,